Handbaliștii Ploieștiului au fost sancționați pentru rezultatele din ultima vreme. Conducerea clubului a amendat atât jucătorii cât și staful tehnic. Băieții au primit amenzi cuprinse între 10 și 30% din valoarea contractelor, în timp ce staful tehnic a primit amenzi maxime. Totul din cauza eșecurilor în serie, la care s-a mai adăugat și rezultatul de aseară, 26-26, pe teren propriu cu CSM Focșani. Un punct totuși eroic reușit de CSM Ploiești împotriva unei contracandidate la evitarea retrogradării. Cosmin Capotă este cel care a restabilit egalitatea cu 2 secunde înaintea finalului de joc. Golul ploieștenilor a fost validat de arbitri, însă focșenenii au contestat decizia. A fost un meci cu multe lovituri de la 7 metri. Coordonatorul turcu a transformat 8 dintre ele, iar coechipierul său, portarul Antonaru, a parat o lovitură într-un moment important al jocului. CSM Ploiești nu a mai câștigat un meci de anul trecut din octombrie. Antrenorul Dragoș Dobrescu susține că problema este la jucători și vrea o altă atitudine din partea lor. Din păcate, ce mă doare atitudinea lor, știind că e o perioadă grea. Asta cel mai mult mă doare. Se întâmplă să ai un joc mai slab, o să treci printr-o formă, dar toată echipa nu-i bine. Nu este bine nici pentru echipa de fete, care la rândul ei va fi amendată. 2 eșecuri consecutive cu Brașov și la Roma au făcut ca trupa antrenată de Neven Hrupeț să se îndepărteze la 4 puncte de locul 5, obiectivul stabilit în acest sezon.